Salutare, oameni buni, oriunde v-ați afla, eu sunt Cosmin și astăzi în acest videoclip vreau să fac o prezentare a patru modele de fir pentru motocasă și să vă spun cam la ce le folosesc sau la ce le puteți folosi. Am aici fir profil în stea, la stil, aici fir profil rotund, tachii, fir cu profil pătrat, și aici tot un fir cu profil pătrat de la Makita. Acum o să le luăm pe rând să vă spun cam la ce merge. Asta e fir cu profil în stea. Are, dacă vă uitați bine, nu știu dacă se observă pe el, are cam 5 dungi tăietoare și se poate folosi mai mult la iarbă înaltă. Și eu. Aici, fir cu profil rotund, care se folosește în general de toată lumea. Cam știți, cred că toată lumea îl folosește. Asta se poate folosi și la iarbă mică, mijlocie, înaltă, în locuri unde sunt obiecte străine, puteți să-l folosiți. Unde sunt pietre, pentru că nu aruncă așa tare obiectele străine. Deci este destul de sigur, mai ales pentru începători. Aici luăm firul cu profil pătrat. Eu mai mult folosesc acest fir cu profil pătrat. Am o zonă destul de mare de curățat, e cam 30.000 de metri pătrați. Merge la iarbă mică, mijlocie, medie, înaltă. Merge ce fie și la iarbă înaltă, destul de bine. Aici iarăși tot un fir cu profil pătrat. Vezi cum arată de la Makita, ăsta e un fir profesional. Încă nu l-am încercat, să văd cum merge, să vedem ce randament are. O să-l încerc cât de curând. Dar, în general, cu profil pătrat merge la iarbă destul de înaltă. Cam asta ar fi prezentarea acestor patru modele de fir. Sper că vă ajută și pe voi în viitor să vă alegeți firul care vă descurcați cel mai bine. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc spor în toate.